Încă o dată, guvernul își bate joc de copiii țării noastre. De la 1 iulie anul curent, alocația copiilor trebuia majorată cu 20%, însă din cauza actualului guvern, aceștia vor primi alocația mărită în anul 2022. În prezent, după mărirea din ianuarie 2021, alocațiile au o valoare de 214 lei pentru copiii cu vârste între 2 și 18 ani. Copiii din România au printre cele mai mici alocații din Uniunea Europeană, asta înseamnă că unui copil român îi revine în fiecare zi doar 7 lei. De aceea, toți mehidințenii susțin că acest guvern doar își bate joc de țara noastră și în continuare ne mint. Susține că va mări alocațiile de la 1 ianuarie 2022, cu toate că trebuia să le mărească minte. de anul acesta. Așa este, minte. Minte. E o, o mafie, ce să vă spun. Și ăsta, ci, uh, alalt uh, care este premier, minte, și el. Și Orban și Cățu. Minte. Acesta. Minte. Considerați că nu va mări no. alocațiile? Nu. No. Chiar și premierul Florin Câțu a declarat că mărirea alocațiilor nu va mai fi posibilă, subliniind că alocațiile au crescut deja la început de an și că bugetul pe 2021 este deja aprobat și nu are prevăzute sume suplimentare pentru majorarea alocațiilor de stat. Eu n-am ce să spun, dacă nu sunt bani în sac, n-are ce să dea. În timpul campaniei, Ludovic împreună cu Câțu și PNL promiteau alocații și pensii mărite cu 40%, doar că acum, după ce au ajuns la putere din nou, au decis să își bată joc de cetățenii țării noastre, dar mai rău de persoanele care i-au votat și și-au pus încrederea în ei.